Saturnul Severin organizează în data de 1 noiembrie 2013 un concert caritabil, Viața are prioritate. Concertul este organizat în memoria ultimelor victime supuse accidentelor auto realizate pe trecerile de pietoni și nu numai. Vor concerta Robo Sapiens, Virus, Tati, Tudi, Anisia, Emanu, Maxi și The Reality Dance. Artiștii în devenire care au evoluat pe scena de pe strada Crișan au transmis un mesaj de prudență șoferilor pentru ca accidentele de circulație să devină cât mai puține. Viața este scurtă, prezint sud-vest, Oltenia, Drobeta, prin viteze mari către pământ cum a zis cometa. Cine mă susține? Cine mă simte? Și cine-i lângă mine? Vreau să văd cine mă simte. Și cine apreciază că băiatul trage tare, muncește, se adaptează. În primul rând vrem să spunem că toată lumea trebuie să aibă grijă pe unde merge, cum merge, mai ales șoferii, să nu mai consume alcool atunci când conduc, în cele mai multe cazuri asta se întâmplă, iar copiii să aibă foarte mare grijă pe unde trec, mai ales pe trebuie să treacă neapărat pe treceri de pieton, să se asigure, iar noi vrem să adunăm bani pentru familia băiatului respectiv care s-a întâmplat și cam atât. Noi sperăm să se adună cât mai mulți bani, să ajutăm familia respectivă. Noi de asta am venit aici, să ajutăm. Tragedia copilului care a murit în accidentul de mașină de la Halânga. Te-a sensibilizat. Foarte mult, da. Da. Sper că vei putea ajuta familia în durerea. Sper dacă se obțin niște fonduri aici la scenă și mai mult, eu n-am ce să fac. A venit un public destul de numeros. Eu zic că da, e bine, restâns așa, dar este foarte bine. Suma colectată în urma concertului caritabil desfășurat seara trecută va ajunge la familia elevului în vârstă de 15 ani, ucis în urmă cu 3 săptămâni pe trecerea de pietoni în fața liceului în care învăța.